Salutare la toată lumea, m-am uitat un pic peste meciuri și am ales să fac un bilet așa la goluri puține. Cine vrea să-l încerce, nouă evenimente, o cotă de 21. Primul meci ar fi din Portugalia, Liga 2, Benfica B cu Mafra. Aici a spune prima repriză, 0-1 goluri, o cotă de 1.37. Meciul numărul 2 ar fi din Polonia, Piast cu Varta, la fel, a spune prima repriză, 0-1 goluri, o cotă de 1.40. Meciul numărul 3 ar din Arabia Saudită, al Shabab cu Al-Ahli, 0-3 goluri, o cotă de 1.40. Meciul numărul 4 din Olanda B, al Martineret cu Go Ahead Eagles, gol, gol, o cotă de 1.50. Meciul numărul 5 din Suedia Cupă, Uskinsens cu Falkensberg 0-3 goluri în meci, o cotă de 1-40. Aici mi se pare un meci destul de periculos, dar o să-l pun și pe biletul următor în alt fel. Meciul numărul 6 l-am ales din România, viitorul cu Polia, sigur viitorul pleacă favorită mare, dar eu a spune 0-3 goluri în meci, o cotă de 1.39. în general la românul se predau multe goluri și prefer varianta asta. Meciul numărul 7 este din Germania, Liga a doua, Grehenfur cu Holst în La fel, 0-3 goluri, o cotă de 1-40. Meciul numărul 8 este din Italia, Serie B, Cesena cu Carpi. A spune prima repriză, 0-1 goluri, o cotă de 1-41. Și ultimul meci este din Spania. O să cu Sevilla 2 plus o cotă de 1,42. Bineînțeles, cine vrea, poate să și despășoare meciurile astea, să pună primele 4 până la Uskinsens cu Falkensberg și următoarele 5. Sau de ce nu puteți să le încercați și toate? Baftă la